Seara de joi a adus un strop de magie în viața elevilor de la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava, cu balul bobocilor desfășurat sub tema strălucirii coroanei regale, cu titlul sugestiv The Crown's Jewels. Evenimentul s-a desfășurat la Casa de Cultură a Sindicatelor, iar invitata specială a fost Andia. Elevii organizatori au reușit să creeze o atmosferă magică, îmbinând dansul, muzica și teatrul, surprinzându-i pe colegii lor cu un spectacol original și memorabil. Momentul a fost marcat de prezentările îndrăznețe ale candidaților pentru titlurile de Miss și Mister Boboc, care au trecut printr-o serie de probe în cursul serii. Fiecare prezentare a fost acompaniată de aplauze ale publicului, care a fost fermecat de tinerii talentați. Multă muzică, dans și câteva scenete au completat spectacolul elevilor de la Petru Rareș. Concertul invitatei speciale Andia a fost momentul culminant al serii. Seria a fost marcat de mari emoții pentru concurenți, în timp ce juriul a deliberat cu atenție pentru a decide câștigătorii. În urma îndelungatelor deliberări, titlul de Miss Boboc i-a fost acordat Ianei Socoliuc, în timp ce titlul de Mister Boboc i-a revenit elevului Mihai Mititelu. Mister Diamant este... Balul bobocilor de la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava a fost o seară strălucitoare și plină de emoții, în care tinerii au dat tot ce au avut mai bun pentru a sărbători începutul unei noi etape a vieților școlare.